Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom face fondant realizat din aceste bomboane gumoase, bezele, și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie pentru a realiza acest super fondant. Ia uitați, fondant realizat din marshmallow, din bomboane gumoase. Ia uitați. Și pentru fondant o să avem nevoie de bomboane gumoase sau bezele moi care se găsesc în comerț. Am cumpărat astăzi diferite culori, roz, galben, ia uitați, și verde, un verde deschis și alb, așa, și o să le pun aici. O să avem nevoie și de zahăr pudră, de puțin amidon pentru întins și puțină apă. Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să facem fondant pentru îmbrăcat ortuleț și trandafiraj, floricele. Și să începem să punem să facem roz. Eu am să pun una, două, să vedem câte am. Trei. Am să pun patru bezele. Și am să iau o linguriță și am să pun o linguriță de apă aici peste. Și am să le bag în microunde, dar le puteți pune și pe aragaz, pe baie de abur, până se topesc. Și am să le bag câteva secunde. Nu mai mult. Să fim atenți să nu se ardă. Vedeți? Am să le mai las puțin ca să se topească. Încă puțin, puțin. Bezele s-au umflat, încep să se topească aici. O să amestecăm așa puțin. Eu mă bag foarte, foarte bine cu acest fondant. Dă un gust foarte bun și la tort. Că sunt foarte, foarte aromate aceste bezele, aceste bomboane gumoase de marshmallow. Ia uitați, s-a topit. Acum eu am să adaug zahăr pudră. Și am să adaug zahăr pudră cât este necesar. Și am să vă arăt. Și o să punem deocamdată două linguri și amestecăm. Și amestecăm încet. După aceea o să lucrăm puțin pe masa de lucru fondantul. Ia uitați. Încet, încet amestecăm. Și zahăr adăugăm cât este nevoie. Am să mai pun puțin. Deci am pus trei linguri până acum de zahăr pudră. Și când se îmbracă tortul, fondantul nu este gros. Se face subțire, subțire și se îmbracă. Tortul trebuie să fie uns cu unt și cu zahăr pudră. Se face o cremă. Chiar și cu cremă poate fi uns. Și apoi aplicat fondantul peste.
Așa. Acum am să transfer pe masa de lucru. Am să pun puțin zahăr pudră aici pe masă. A patra lingură de zahăr pudră. Așa. Și o să transfer compoziția pe masa de lucru. Așa. O să ne ajutăm cu o lingură să scoatem totul de aici. Și apoi lucrăm puțin pe masa de lucru și adăugăm zahăr cât este nevoie. Acum dăm deoparte lingura și cu mânuța începem să lucrăm. Este moale, încă se lipește și amestecăm până nu o să mai fie necesar să introducem zahărul. Așa. O să mai adaug încă o lingură de zahăr pudră, că e foarte, foarte moale. Aici deasupra, amestecăm așa. Încet. Cam cum am frământat. Încet, 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 încet. Așa. Și acesta o să fie fondantul roz. Îl folosesc să nu mai trebuie adăugat colorant alimentar. Sunt deja colorate ele. Nu ne mai murdărim pe mâini. Și este și bun, bun, bun la gust. Ia uitați consistența. Încă este moale. Eu am să mai adaug puțin zahăr. Se vede? Încă puțin. Așa. Trebuie să fie ca plastilina la plastilina copiilor. Cam așa trebuie consistența. Ia uitați, este aproape gata. O vedeți? Încă puțin, puțin mai adaug zahăr. Să luăm pe tot care este aici. Și se păstrează în folie alimentară. Și când lucrați cu el, tot la fel, îl țineți în folie alimentară ca să nu se usuce. Așa. Să adăugăm tot zahărul care este aici pe masă. Acesta este fondantul roz. Eu am să-l pun acum în folie alimentară. Și o să facem și galben. Așa. Acesta este rozul. Ia uitați. Îl punem aici deoparte. Acum am să iau în bolul acesta să luăm galbenul și să punem, să vedem câte avem. 2, 3, 4, 5. Așa.
Avem 5 și tot așa am să iau o linguriță de apă și am să pun aici peste. Aici am apă, o linguriță. O linguriță plină. Am să dau la microunde câteva secunde sau puteți pune pe foc, pe baie de apă, până se topește. Să ne jucăm astăzi puțin. Se topească, ia să vedem. Și amestecăm. După ce s-a topit, acum adăugăm zahărul pudră. Pe masa noastră de lucru. Fondant pentru cei care nu știu să facă fondantul celălalt. Ușor de făcut pentru începători și floricele pentru începători. Așa, mai adaug încă o lingură de zahăr. Așa. Și amestecăm. Chiar așa am să-i spun, fondant pe și floricele pentru începători. Oricine poate face. Așa. Acum o să punem totul aici. Ne ajutăm cu o lingură să scoatem totul. Lucrăm cu mânuța. Îl lucrăm cu mânuța și adăugăm zahăr dacă este necesar. Să mai pun puțin și amestecăm. Este aproape gata și acesta. O să-l punem tot așa în folie alimentară. Adăugăm zahărul care îl avem aici pe masă. Așa. Fondant făcut din bezele, bezele gumoase, sau
bomboane, bomboane gumoase marshmallow. Se găsesc în comerț, nu costă mult. Un pachetel are 1 euro aici în Italia. Și aveți toate aceste bomboane gumoase. Așa. Este gata și acesta. Îl punem în folie alimentară. Și pe acesta. Ia să vedem dacă reușesc să desfac aici. Dăm prin zahăr să nu se lipească. Așa. Și am făcut și galbenul. Ia uite. Sunt o să se vadă. Galben și roz. Din bomboane gumoase. Ia uitați. Din acestea. Sau așa. Numai că acestea sunt amestecate și o să iasă o culoare. O culoare rozie, cred. Am și două verzi. Două verzi, atâtea. Așa. O să punem una din aceasta și două verzi. Să vedem ce iese. Să scoatem verdele. Așa. Am să pun aici, unde am avut zahărul. Am să pun aici. Și am să pun o linguriță de apă. O linguriță de apă. Aici am să pun puțin mai puțină decât în celelalte, pentru că sunt doar 2 și jumătate. 3. Așa. Și am să o dau tot așa, la microunde. Să vedem ce culoare iese. Și o să adăugăm zahărul. Încă puțin. Câteva secunde durează. Puteți face și pe aragaz. La baie de apă. Ia uitați, s-a umplat, amestecăm și adăugăm zahăr pudră și o să ne iasă un verde deschis. Acum am să adaug zahărul. Zahăr. Aici am avut aproape 250 de grame de zahăr în balsam bol. Toate rețetele mele le găsiți pe canalul meu de YouTube, care are același nume cu pagina, Prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și găsiți de la torturi, la prăjituri, la fursecuri, biscuiți, sărmăluțe, plăcinte sărate, cu brânză dulce, cu brânză sărată, cozonaci, panetone, pască, pastieră, salate, multe, multe, peste 500. Așa, am amestecat, acum o să punem pe masa de lucru și o să facem verdele. Așa. Am să pun o lingură de zahăr. Și o să scot de aici. O să scoatem totul.
Ne ajutăm cu zahărul pudră să nu se lipească prea mult. Cu zahărul pudră, cam când se lipește de degete. Tare, tare. Așa. Și acum amestecăm. Tot timpul să aveți mânuțele pe zahărul pudră ca să nu se lipească, că altfel se lipește tare, tare de degete. Așa. Eu am să mai dau puțin zahăr. Și așa cum amestecăm. Vedeți? Iar o consistență moale, moale. Și adăugăm zahărul până o să fie ca cum este plastilina. Consistența plastilinei. Că dacă este prea moale, nu putem lucra. Că se lipește. Și când întindem pe masa de lucru, ne ajutăm de amidon. Cu puțin amidon întindem. Așa. Și aceasta este aproape gata. Așa. Încă puțin. Dacă mai trebuie. Să vedeți? Încă este moale. Încă puțin. Așa, este gata. Și aceasta. Adunăm tot zahărul care este pe masă. Așa. O punem în folie alimentară sau în folie de plastic. Face și doar din bezele albe și puneți colorant și le colorați cum doriți. Astăzi am făcut roz din bezele roze, galben, bezele galbene și acest verde deschis, foarte deschis. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!